Dragilor, bine v-am regăsit astăzi, 4 noiembrie 2022. Un prilej de mare bucurie, spun eu, pentru că astăzi reputatul, renumitul antropolog spiritual francez Annick de Souzenel împlinește frumoasa vârstă de 100 de ani, iată un secol de existență. Annick de Souzenel, autor Herald, astăzi alături de noi îl avem ca invitat pe Mihai Laurențiu Gânj, filolog, traducător, un prieten drag al lui Annick de Souzenel și un prieten drag și mie și, bineînțeles, editurii Herald, pentru că Mihai a tradus din Annick de Souzenel cartea precedentă publicată anul trecut, Marea Întoarcere, scrisă de Annick de Souzenel în perioada pandemiei. Și iată, dragilor, ce țin eu în mână acum. Este vorba despre cea mai recentă carte a lui Annick de Souzenel, Mergi spre tine însuți, vocația divină a omului, o carte publicată, dacă nu mă înșel, pentru prima dată în 2013, deci iată, în urmă cu 9 ani. Dar un lucru foarte important, dincolo de faptul că astăzi o omagiem pe Annick de Souzenel, această carte, și asta vreau să-l întreb pe Mihai, această carte conține în exclusivitate testamentul spiritual al autoarei la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani. Găsiți acest testament spiritual, am putea spune, în ultimul capitol al cărții. Capitol care a fost adăugat, să spunem, la ediția inițială. Mihai. Da, vă mulțumesc pentru invitație și mă alătur vouă în această frumoasă zi pentru a-i ura lui Annick de Souzenel un sincer și foarte, foarte călduros din inimă la mulți ani. Într-adevăr, cartea este absolut deosebită și prin faptul că ea conține acest ultim capitol. Cine ar fi fost mai în măsură să facă un rezumat al întregii sale opere, care se întinde pe mai bine de 50 de ani, conținut în peste 20 de cărți, cine putea să facă un rezumat al acestei întregi opere mai bine decât chiar autorul însuși, în cazul acesta Annick de Souzenel? Pentru că acest ultim capitol, acest testament spiritual, este un astfel de rezumat al întregii opere. Este fascinant să-l citiți, să-l citim, să-l lecturăm și să ne lăsăm infuzați de conținutul său. Practic, el a fost inserat de editura Albert Michel într-o carte publicată mai întâi, cum spuneai bine, în 2013, carte intitulată în franceză Va vers toi, iată tradusă de noi în limba română prin Mergi pe tine însuți, pe tine însăți. Și această carte, iată, are în centrul său un mesaj care este cel conținut în Vechiul Testament, în Facerea, capitolul 12, versetul 1, reluat ulterior în capitolul 22, versetul 2, care conține un îndemn al lui Dumnezeu către Avram. În originalul ebraic, acest îndemn este compus din două cuvinte, lec și al doilea cuvânt, lecha. Primul cuvânt, lec, este într-adevăr imperativul ieși, du-te. În traducerile noastre, în traducerea noastră canonică, ortodoxă, s-a omis acest al doilea termen. Al doilea termen, leca, înseamnă spre tine. El însuși este compus dintr-o prepoziție în ebraică, spre, și al doilea cuvânt, spre tine. Nu este o omitere care a apărut doar în limba română. Ea, practic, a pornit de la primele cele mai vechi traduceri, Septuaginta, care a fost traducerea în grecește, prima, făcută de un grup de înțelepți, tradiția spune 70 la număr, din originalul ebraic, a folosit același singur cuvânt pentru acest îndemn în greaca veche, excelse, ieși, du-te.
Nu a mai fost tradus însă cel de-al doilea cuvânt, spre tine. La fel s-a întâmplat în Vulgata, la fel s-au întâmplat în edițiile ulterioare englezești și din alte limbi. Anik insistă pe importanța acestui cuvânt care a fost lăsat deoparte. Spre tine, mergi spre tine, îi spune Dumnezeu lui Avram. De ce e importantă această particulă, insistă Anik? Pentru că ea e fundamentală în porunca dumnezeiască. Privește evoluția noastră a tuturor, evoluția omului, Avram ca reprezentant al întregii omeniri și al fiecărui om în parte, pentru care a evolua, sensul evoluției sale este, are o direcție în interior. Dacă lăsăm această particulă deoparte, sigur, textul ne spune ceva despre exterior. Citez. După aceea a zis Domnul către Avram, ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău și vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Există riscul ca acest îndemn să fie doar transpus în exterior, să credem că este vorba despre o călătorie în exteriorul nostru, dintr-un pământ în altul exterior. Ori Anica atrage atenția, Dumnezeu în îndemnul său către Avram, practic introduce ideea de a căuta în interior, de a face o călătorie în interioară, unde, evident, omul va avea descoperit foarte multe lucruri, va avea descoperit întreaga umanitate și, evident, îl va descoperi însuși, pe însuși Dumnezeu, fără îndoială. Este, după mine, o călătorie fascinantă, lectura acestei cărți, pentru a putea să înțelegem de ce Anik insistă pe această mică particulă care a fost omisă de-a lungul timpurilor din traduceri. E o lectură foarte prietenoasă, pe înțelesul nostru, a nespecialiștilor, dar care este foarte hrănitoare. Este foarte hrănitoare și pentru că apelează, iată, la aceste rădăcini ebraice ale Vechiului Testament, ajunge să acceseze și să ne împărtășească dintr-o înțelepciune care a fost pierdută puțin pe drum între diferitele traduceri, dar care ea este prezentă în textul original și iată, prin intermediul său, prin intermediul unui travaliu, unei opere care a durat mai bine de 50 de ani, Anic ne împărtășește din aceste sensuri ascunse, din aceste registre care sunt mai profunde de lecturare a Vechiului Testament. De aceea invit cititorii să citească această minunată carte. În urmă cu 2 zile, miercuri pe 2 noiembrie, în cadrul conferinței pe care tu ai organizat-o la sala Dallas, mi-aduc aminte la finalul conferinței, Anik de Suzanel ne-a transmis într-un videoclip de 1 minut și jumătate. Ne-a transmis un mesaj foarte emoționant pe care și noi ne dorim, editura Herald, să îl transmitem mai departe cititorilor și celor care o iubesc pe Anik de Suzanel, pentru că ea chiar așa se exprima acolo, cu inima deschisă, vin cu acest mesaj către voi, pentru că vă iubesc. Și vreau să te întreb, ea spune la un moment dat în acel mini, mini, mini interviu, că încă lumea se află într-un stadiu sau într-o fază de animal. Și pun această întrebare în contextul sau cumva circumstanțind faptul că pe coperta 4 a cărții Mergi spre tine însuți sunt câteva întrebări fundamentale, la care bineînțeles că Anik de Suzanel răspunde în această carte. În ce etapă a dezvoltării sale spirituale se află umanitatea astăzi? Ce semnificație profundă au evenimentele pe care le trăim în aceste vremuri? Și fac această legătură cu ceea ce ea spunea în acel filmuleț și mai fac o recomandare înainte să îți dau cuvântul și să răspund la întrebare pentru toți cititorii. Cartea aceasta se citește, și o spun în nume personal,
se citește împreună cu cartea lui Anic, cartea ei precedentă, Marea Întoarcere. Vom găsi în ambele cărți, nu doar din punct de vedere istoriografic legat de tradiția ebraică, da? Dar vom găsi foarte multe elemente comune în cele două cărți. Numai dacă ne gândim la titlu, metaforice ambele titluri și sugestive, Marea Întoarcere. Și noi am explicat în alte materiale video ce înseamnă și tu, implicit cu Anic, ați discutat și iată, acum mergi spre tine însuți. În ambele, cu ajutorul tradiției ebraice, în ambele cărți vorbim despre acea călătorie interioară despre care ai povestit tu puțin mai devreme. Te rog. Da, așa este. Marea Întoarcere este o continuare extraordinară a acestei cărți Mergi spre tine însuți. Este o preluare a unor idei cheie din interior și o dezvoltare a lor, iarăși de o manieră fascinantă. În legătură cu interviul lui Anic, cel de 1 minut și jumătate, cu mesajul din interiorul său, făcând și legătura cu ultimul capitol, Testamentul meu, mai adaug ceva ce nu am spus, mai are un cuvânt acest titlu al ultimului capitol, Testamentul meu, curcubeul. De ce a ales Anic acest element simbolic extraordinar, curcubeul, în chiar titlul ultimului capitol, un fel de subtitlu al testamentului său? Este un alt simbol folosit în Vechiul Testament, din capitolul 9 al Facerii. Este semnul pe care Dumnezeu îl așează între El însuși și pământ, între El însuși și Noe, între El însuși și întreaga omenire. În versetul 13 spune așa Dumnezeu: pun curcubeul meu în nori ca să fie semn al legământului dintre mine și pământ. Ei, acest semn spre ce ne duce? Într-o interpretare a curcubeului, chiar ca fenomen fizic. Ce este curcubeul? Avem o picătură de apă, putem să spunem, iată, fiecare om de pe acest pământ, din chiar acest moment, de răscurce al umanității, o să vedem de ce, avem dintr-o parte a picăturii lumina care vine, simbol al divinului, al lui Dumnezeu însuși, se întâlnește cu această picătură, iar la capătul celălalt, așa se naște curcubeul prin acest fenomen de difuzie, de refracție a luminii, la capătul celălalt lumina se împarte, se separă și vedem o suită de culori, culorile curcubeului. Omul este acest element dintre curcubeul pe de-o parte, Dumnezeu, lumina pe de cealaltă parte. El ar putea, făcând această întoarcere spre sine și călătorie în interior, să-și dea seama că el este elementul care conține în sine, el ca om, ca individ unic, întreaga umanitate. Toți oamenii sunt în interiorul său. Și că noi suntem ca omenire o singură ființă, o singură creație a lui Dumnezeu. Deci este foarte importantă această realizare, această înțelegere. Pentru că vedem în lipsa acestei înțelegeri, omul crede că cel din exterior este altcineva, este un străin, este un străin care merită cucerit, care în numele poate cuceririi teritoriului pe care îl ocupă trebuie omorât, trebuie ucis. Chiar în acest moment, din această neînțelegere, oamenii mor în Ucraina. Pentru că alți oameni înțeleg să vină peste acești oameni și să le cucerească pământurile în exterior și să-i ucidă. Deci este exact pericolul la care întreaga omenire se expune, pentru că mulți oameni, suficienți de mulți oameni, nu au făcut această întoarcere spre interior pentru a-și da seama că celălalt om, la fel cum cealaltă lumină, cealaltă culoare din curcubeu, dacă faci drumul înapoi, regăsești un om și regăsești o unitate a luminii. Da? Există, Anic chiar face această referire către un citat din David Bohm, un fizician celebru al secolului, al contemporaneității. David Bohm
vom atrage atenția. Dacă omenirea nu își va da seama că este una, că este o unitate, va întâmpina riscuri mari. Primul risc pe care îl întâmpinăm, iată, este acum, este războiul. Oameni care ucid alți oameni. Este o cucerire a unor teritorii în exterior, pentru că s-a uitat mesajul, îndemnul, lec, leha, mergi spre tine însuți, în interiorul tău. Nu e nevoie de o cucerire exterioară pentru ca să te regăsești pe tine, să afli cine ești, să intri în esența ta și să-ți îndeplinești menirea. Iată, am încercat într-o scurtă formulă să fac legătura între testamentul lui Anic, curcubeul ca element simbolic și momentul de răscruce în care se află omenirea. Vedem bine, este o amenințare a războiului care se întâmplă deja, o amenințare a bombei nucleare, a unei extincții a întregii omeniri. Din ce motiv? Dintr-o uitare a unei esențe. Lec, leca, mergi spre tine însuți, unde ne dăm seama că noi suntem una. Una noi între noi ca oameni, ca o umanitate, una poate într-o zi o să aflăm și în ce fel suntem una cu Dumnezeu și în ce formă. Și aș mai adăuga eu la final această întrebare fundamentală, esențială, legată de tot ceea ce ai spus tu puțin mai devreme. Ce trebuie să facem pentru a ne îndeplini menirea, atât pe cea personală, cât și pe cea universală? Un lucru foarte, foarte important. Este o întrebare și o, aș spune eu, o temă de reflexie pentru întreaga umanitate. Dragii noștri, așadar, astăzi un prilej de mare bucurie, alături pe care îl împărtășesc eu personal împreună cu Mihai Laurențiu Gânj, filolog traducător, traducătorul cărții lui Anic de Suzanel, Mergi spre tine însuți, vocația divină a omului. Și cumva, cred că Mihai este în asentimentul meu și gândim la unison amândoi că toate gândurile noastre de bine, de sănătate, de energie creatoare, așa cum de altfel am și scris într-o postare la prima oră a dimineții, se îndreaptă către Anic de Suzanel la împlinirea frumoasei vârste, venerabile și frumoasei vârste de 100 de ani. Anic de Suzanel, celebru antropolog francez, născută pe 4 noiembrie 1922 la Rennes, în Franța. Mulțumesc din suflet, Mihai, încă o dată la mulți ani, Anic de Suzanel. Și eu Te rog! mulțumesc la mulți ani lui Anic de Suzanel încă o dată și fie ca viața ei să ne inspire, iată, să facem pașii necesari spre a merge spre noi înșine, spre a face marea întoarcere, spre a ne împlini menirea noastră ca oameni creați de Dumnezeu, pentru a ne întoarce spre Dumnezeu. Mulțumesc mult! Și pe lângă, cu mare drag, Mihai, și pe lângă cărțile publicate deja în portofoliul editurii Herald, în colecția Arhetip, cărțile lui Anic de Suzanel, poate cea mai importantă, simbolismul corpului uman, pe care vi-o Absolut. recomandăm, după aceea, Marea Întoarcere și Mergi spre tine însuți, cu siguranță mai sunt cărți pe care eu personal, cel puțin, mi le-aș dori în portofoliul editurii Herald, cărți ale lui Anic de Suzanel. Una dintre ele îmi stă de ceva timp, îmi tot stă în minte această carte. Este vorba despre Egiptul interior. Așadar, să sperăm că, cu mare bucurie, că vom mai regăsi în colecția Arhetip a editurii Herald cărți ale lui Anic de Suzanel. Dragii noștri, aici se încheie materialul nostru, discuția noastră cu Mihai Laurențiu Gânj, traducătorul cărții Mergi spre tine însuți. Căruia îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă, o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! O zi binecuvântată, la revedere!